Este un cunoscut scriitor de literatură pentru copii, jurnalist, autor de filme documentare și realizator de emisiuni de televiziune. Vorbim despre Petre Crăciun. Acesta a lansat astăzi la Biblioteca Academiei Române antologia 100 de basme și povești, Odaia Fericirii. Lucrarea a fost lansată de Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. 100 de basme și povești, Odaia Fericirii, este o antologie de 752 de pagini ce conține basme publicate în volume precum Povești din Țara Copiilor Fericiți, Basme pentru Familia Mea, Basme și Roboței, povești moderne. De asemenea, aici întâlnim și 30 de basme și povești inedite, scrise în ultimii 2 ani. Prefața cărții a fost semnată de criticul literar Alex Ștefănescu. Este o carte de acumulare, este o carte la care am lucrat practic 30 de ani. S-au adunat 100 de basme și povești. Eu cred că niciodată n-am părăsit această stare de povești pe care am căpătat-o în copilărie, de la bunicul, de la tatăl meu. Și cred că poveștile m-au urmărit toată viața, indiferent ce am făcut. M-au reprezentat cel mai bine. Ele sunt texte pe care eu le-aș putea numi chiar sacre pentru un popor. Ele schimbă un om, schimbă o comunitate, pot schimba o țară întreagă dacă este nevoie, pentru că ele purifică, curăță, înalță. Și eu am numit cartea Odaia Fericirii pentru că eu chiar cred că poveștile noastre se nasc într-o odaia fericirii. E odaia aceea frumos îmbrăcată cu veșminte tradiționale românești care era pentru oaspeți. Eu cred că acolo se nasc și poveștile și m-am străduit, având o imaginație din fericire debordantă, să adâncesc citura în fântâna aceasta nesecată de unde am scos apă vie pentru toți. Este, spuneam, un volum de acumulare. Mă bucur foarte mult că a fost găzduită lansarea la Biblioteca Academiei. Cred că această carte nu e o carte pentru copii, este o carte pentru istoria literară. Mai mult chiar, cred că este pentru prima oară când un scriitor care scrie de ani de zile pentru copii are curajul să se prezinte la un fel de examen de intrare în istoria literară. O carte în care autorul ei se adresează nu numai copiilor, ci și lui însuși. Ăsta este secretul cărților pentru copii care rămân atunci când autorul nu este într-un rol de compoziție, ci este el însuși cineva căruia îi face plăcere și care se bucură de bazmele pe care Dumnezeu îi le spune și el le transmite copiilor. În deschiderea evenimentului, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, profesorul Nicolae Noica, a vorbit despre importanța organizării unui astfel de eveniment, chiar în amfiteatrul Ion Eliade Rădulescu. Asistăm la un eveniment aparte, pentru că este prima carte lansată în acest amfiteatru complet refăcut și apoi este o carte dedicată copiilor, viitorul acestei țări. În această carte, domn profesor Petre Crăciun vorbește din suflet copiilor și este în permanență în contact cu aceștia, în școli și biblioteci, îi îndeamnă la lectură și cunoaștere, fiind un susținător important în formarea lor. Poveștile sale prezintă culorile vieții, culorile vii ale tradiției românești. Iar prefața acestei cărți este semnată de o personalitate a lumii noastre, domnul Alex Ștefănescu. Eu vă doresc mult succes, vă felicit pentru lansarea acestei cărți și vă așteptăm în continuare și la alte lucrări pe care să le prezentați. Basmul are un rol social fundamental în modelarea valorilor, comportamentelor și sistemului cultural al unei comunități, a afirmat academicianul Sabina Ispas. Basmul are o multitudine de funcții, are un rol social fundamental în modelarea valorilor, comportamentelor, sistemului cultural al unei comunități. Sigur, din nefericire, basmul astăzi este mai puțin cunoscut, basmul, nu istorii, istorioare, legende, amintiri de toate felurile, nu, basm. Dar acest basm pe care îl avem noi acum publicat și prezentat în volumul ăsta care pe mine m-a uluit, mărturisesc, în acest volum parcă avem a face cu două tipuri de mesaj. Este mesajul scriitorului și este mesajul graficianului. Este limpede că scriind
de câteva zeci de ani cărți pentru copii, despre copii, el are în vedere cititorul, cel căruia îi se adresează, și a găsit niște resurse în propria sa inimă, conștiință poetică de a selecta ceea ce crede el, și acum îi cunoaște bine pe copii. Suntem în anul 2021. Suntem 21 de ani din secolul al 21-lea. Alți copii, trebuie să spunem chestia asta, alți copii decât aceia pentru care scria Ispirescu sau Andersen sau Creangă sau Eminescu. Chiar alți copii decât aceia pentru care a scris la începuturile sale Ana Plandiana. În cadrul evenimentului au fost inserate și momente de lectură. Unul dintre acestea a fost susținut de realizatoarea emisiunii Bucuria Poveștilor, Adriana Ene. Chiar dacă generațiile se schimbă, rămâne ceva la fel, care există în bazme, și anume problematica bazmelor. Problemele oamenilor, de fapt, rămân aceleași, indiferent de conturul pe care îl iau problemele. Copiii se confruntă cu aceleași probleme și adulții, cu pierderile, cu despărțirile, cu obstacolele și așa mai departe. Deci, într-un fel, bazmul este la fel de potrivit, indiferent de epoca în care trăim. A fost odată, într-un ținut îndepărtat, un lac fermecat. Cum poate că ne-ar trebui și în zilele noastre, pentru că dacă erai bolnav, te puteai însănătoși. Dacă erai sărac, deveneai bogat. Dacă erai urât, deveneai frumos. Copii, frumos. Toți oamenii veneau spre lacul acesta, toți intrau în el și simțeau căldura și simțeau vindecarea lor sufletească sau trupească atunci când pătrundeau în lacul acesta. În Spiritușul care schimba poveștile este vorba despre Țara Poveștilor Încântătoare, unde se citeau foarte multe povești. De la împărat până la țăran erau meșteri în a povesti. Poveștile erau lăsate ca moștenire din tată în fiu, practic, bogăția împărăției. Însă, într-o seară, ceva a spulberat această lume a poveștilor. Tot la Biblioteca Academiei Române a fost expusă colecția de stilouri a scriitorului de literatură pentru copii, Petre Crăciun. Acesta are în colecție instrumente de scris din primele secole, tocuri și stilouri din diferite epoci. Cu aceste stilouri a scris bazmele și poveștile atât de îndrăgite de cei mici.